V-am promis că vă voi arăta exerciții pe care le puteți executa cu ce aveți prin casă, fără niciun fel de echipament suplimentar. Și astăzi vă arăt 5 exerciții care se execută la perete. Veți nevoie doar de un perete și, bineînțeles, niște încălțări care să nu vă lase urme pentru că nu vreți să vă stricați casa pentru un antrenament. Atenție! Aceste exerciții sunt foarte grele. Eu indic să le faceți câte 30 de secunde, dar dacă nu puteți, faceți mai puțin și pe măsură ce vă veți antrena, veți putea să creșteți și durata exercițiilor. Și începem cu un scaun la perete. Este un exercițiu izometric, nu trebuie să faceți absolut nimic pentru el. Pur și simplu vă sprijiniți de perete în poziția de stat pe scaun, încordând toți mușchii, inclusiv mușchii abdomenului, mușchii spatelui, mușchii fesieri. Și stați timp de 30 de secunde. Dacă nu puteți 30 de secunde, stați mai puțin 10-15 secunde cât puteți. După 30 de secunde, luați o pauză de 10 secunde, scuturați picioarele și trecem la următorul exercițiu. Este puțin mai complicat, trebuie să aveți mare grijă la încheieturi când faceți lucrul ăsta. O luați încet, din aproape în aproape. Pentru acest exercițiu vom sta în mâini și ne urcăm cu picioarele pe perete. Ne urcăm încet, din aproape în aproape. Mâinile rămân puțin mai în față și din această poziție, când ați ajuns unde puteți, aduceți pe rând fiecare genunchi la piept. Ideal, v-am spus, este să executați timp de 30 de secunde. Ne dăm apoi ușor jos, în același mod în care ne-am urcat. Acum, pentru următorul exercițiu ne așezăm pe jos, cu sprijin pe brațe, deci în fund, cu sprijin pe brațe, urcăm picioarele pe perete și apropiem fundul și încercăm să ne ridicăm în mâini, bineînțeles folosindu-ne de picioare. Ne ridicăm, numărăm 1, 2, apoi ne lăsăm. Ne ridicăm din nou, 1, 2, apoi ne lăsăm. Veți simți că lucrează atât mușchii picioarelor, cât și mușchii abdominali, dar toate aceste exerciții sunt foarte bune și pentru întărirea brațelor și a trenului superior. Timp de 30 de secunde. Ne ridicăm, 1, 2, ne lăsăm. Dacă ne alunecă pe picioare, picioarele pe perete, le mai ridicăm puțin, ne ridicăm, 1, 2, le lăsăm. Bun. Pentru următorul exercițiu ne așezăm pe o parte cu picioarele întinse și unul în fața celuilalt. Deci aceasta este poziția, îl punem unul pe perete, practic venim cu vârful piciorului drept în spatele piciorului stâng. Și acum exercițiul are două variante, eu vă arăt mai întâi pe cea mai complicată și apoi pe cea pe care vă recomand. Pentru varianta mai complicată ne ridicăm în brațul drept. Trebuie să fiți foarte atenți. Dacă aveți probleme cu încheieturile, nu încercați. Dacă nu aveți un antrenament, adică dacă vă apucați de fitness, eu zic să nu încercați această formă a exercițiului pentru că este destul de complicată. Deci, ne ridicăm în mână și cu brațul stâng ridicat deasupra și lăsăm brațul de desubt, îl ducem până sub piept, apoi îl ridicăm. Aceasta este mișcare. 30 de secunde sau cât timp rezistați. Forma pe care eu vă recomand pentru început, până vă antrenați, este să faceți același lucru, numai că nu pe cu tot brațul ridicat, cu tot brațul întins, ci pe cot. Și vă ridicați pe cot, este mult mai simplu și faceți același exercițiu. Brațul stâng întins și la ducem de desubt, îl ridicăm. Îl aducem, ridicăm. Timp de 30 de secunde, luați o pauză, apoi vă întoarceți și faceți și pentru brațul stâng. Acum, pentru ultimul exercițiu, din nou va trebui să stăm în mâini puțin. Ne luăm o distanță destul de mare de perete, ne putem oricând apropia la loc și ne urcăm din nou cu picioarele pe perete. De data asta nu foarte sus. Așa? Stăm cu tălpile lipite de perete și împingem
să ajungem pe vârful. Și ne ducem înapoi și împingem din nou. Dacă simțiți, vă simțiți nesiguri, atunci vă luați o distanță mai mare față de perete. Mult succes!